Salut! O să continuăm astăzi miniseria de videouri în care vreau să-ți arăt cum să faci corect anumite exerciții. Pentru că, așa cum am mai spus și înainte, este foarte lăudabil efortul de a încerca să faci ceva, chiar la tine acasă, să te motivezi singură. Dar dacă nu reușești să faci exercițiile corect, foarte mare parte din efort o să fie degeaba, o să fie timp pierdut și o să fie dezamăgirea ta, că nu vei înțelege de ce nu ai rezultatele pe care ar trebui să le ai dacă tu depui efortul. Și ăsta este motivul, probabil, că de multe ori nu faci exerciții corect. Astăzi ne concentrăm pe glute bridge, hip, podul pentru glutei, da? Adică ridicarea asta de bazin, pe care o vezi în diverse forme, cu benzi elastice, cu greutăți, pe un singur picior, în tot felul de antrenamente. Deci, poziția corectă pentru început este culcat pe spate, tălpile. La început, până înveți un exercițiu, mișcarea de bază este cu tălpile așezate paralele, cu vârfurile în aceeași direcție, la distanța lățimii bazinului și a umerilor sau eventual puțin mai depărtate. Da? Important, după poziția tălpilor, este și în timp ce stai și în timpul mișcării, să rădești ca să te genunchii, să nu lași genunchii să se miște în exterior, în interior. De exemplu, văd de multe ori la ridicare ori o depărtare, ori o apropiere a genunchilor, ceva de genul, da? Nu este corect, pentru că nu mai poți să împingi în podea cum trebuie. Și la început trebuie să înveți mișcarea cât de corectă. Deci, gândește-te că vrei ca rotula să-ți împingă direct spre înainte, da? Direct spre înainte, să menții aceeași distanță între genunchi pe tot parcursul mișcării, da? 2. Împinge în călcâie. Sunt variații ale exercițiului și pe vârf, dar pentru început e bine să înveți asta basic care este pe călcâie. Deci, împinge în călcâi și nu ridica niciodată picioarele pe vârf. Și asta văd de multe ori că au unele fete impresia că se ridică mai sus și atunci e bine și se ridică și pe vârful. Nu fac asta, că în loc să lucrezi mușchiul fesier, îi lucra gambele. Da? Împinge în călcâie, împinge rotula direct spre înainte. 3. Următoarea greșeală pe care o văd este în partea de abdomen, care trebuie să fie activ în exercițiul ăsta. Greșit este să împingi prea sus, să faci o hiperextensie, o curbură în sus a coloanei lombare și să lași abdomenul moale. În poziția asta abdomenul nu lucrează. Este moale, este învis în sus de coloană și coloana este supra-solicitată. Deci, trebuie să te gândești că ți închizi coastele, le împingi în jos, împingi buricul în jos, fii atentă, da? Și aici ai creat o linie mult mai dreaptă, nu ai o curbură în sus și ți-ai neutralizat coloana lombară. Da? Și în felul ăsta, fesierii împing în sus, partea de jos a abdomenului acolo, între buric și pubis, împinge în jos, protejează bine coloana și lucrezi și partea din fața trunchiului și fesieri. Da? Brațele sunt pe podea, împinge în călcâie. Pentru început sugerez, mai ales pentru începătoare, să faceți exercițiu fără greutăți, fără benzi elastice, încet, lent, controlat, până când îl învățați corect. Încă un lucru, amplitudinea mișcării, da? Este, nu greșit, dar nu are foarte mult sens să faci o mișcare așa, destul de ușoară, nici prea sus, nici prea jos. Mergi la amplitudine completă, aproape atingi cu șezutul podeaua, încearcă să nu atingi ca să menții o tensiune în fesier, după care du-te încet până sus cu abdomenul strâns. Cât de sus poți, da? Și ai răbdare să strângi fesierii, ultimul 5% acolo, amplitudinii mișcării, să simți că mai mult nu se poate. Cam asta este pentru podul ăsta. Încearcă să-l faci. Dacă simți că nu îl știi bine sau dacă ai impresia că poți să-l mai înveți, să-l faci mai bine, încearcă să-l faci singur, simplu, nu în cadrul unui antrenament în care te grăbești, să faci o succesiune de exerciții, învață-l un pic, studiază-l un pic, de 2-3 ori este suficient și o să vezi că o să ai rezultate mai bune. Asta e tot pentru astăzi, spor la antrenamente. Mă găsești pe Ioana Makes You Fit, Facebook, YouTube și Instagram. Pa!